Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru marți 1 iunie. În primul rând, la mulți ani tuturor copiilor, mari și mici, de orice vârstă. Dacă în mintea voastră vă simțiți încă copii, dacă în sufletul vostru păstrați inocența și entuziasmul copilăriei, vă doresc tuturor la mulți ani. Hai să vedem pentru această zi de marți, 1 iunie, ce mesaje putem să scoatem de la cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste, avem o carte foarte frumoasă, este vorba de Doiul de Cupe, cartea de suflet pereche, o conexiune karmică foarte frumoasă între două energii care se completează perfect una cu cealaltă. Hai să vedem cum puteți să beneficiați de această energie, de mesajul acestei cărți în această zi de 1 iunie pe partea de dragoste. Avem 9 de monede, 2 de monede și roata norocului. În primul rând, pentru cei singuri, vreau să menționez aici că nu trebuie să alegeți între succesul în carieră, independența financiară și atingerea țelurilor voastre individuale și această relație de tip suflet pereche, pentru că aici roata norocului vine și ne spune că această persoană care vă completează întru totul, care are valori similare, idei similare cu ale voastre, nu o să stea în calea succesului vostru, nu o să stea în calea independenței voastre financiare. Pentru că aici, cu acest 9 de monede, văd o energie foarte independentă, care nu are nevoie de nimeni și care este foarte realizată, a reușit să obțină foarte mult succes în lumea materială sau în lumea profesională. Iar cu 2 de monede văd că un impediment în stabilirea unei relații de cuplu de lungă durată a fost fie o mentalitate greșită, că nu poți să ai și succes în carieră și o relație sănătoasă, sau e posibil să fi fost o experiență sau poate chiar mai multe experiențe neplăcute din trecut cu niște parteneri care nu ofereau susținerea necesară și care nu înțelegeau nevoia acestei persoane de a se afirma în lumea profesională. Dar aici, cu acest 2 de cupe, văd că o să întâlniți o persoană care este pe aceeași lungime de undă cu voi, o persoană care nu stă în calea succesului vostru, ci care vă susține pentru a obține mai mult succes. Roata norocului ne arată că energia se schimbă aici pentru voi pe partea de dragoste și o să aveți ocazia să obțineți la fel de mult succes cum ați obținut în carieră sau în profesia voastră și în partea de relații și de cuplu. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, aici e posibil ca fie voi, fie partenerul sau partenera voastră să primească o ofertă de muncă foarte tentantă, foarte bine plătită, care să îi și consume mai mult efort, mai multe resurse, mai mult timp. Și aici văd în cuplu că se pune pe masă această discuție, ce vrem să facem în continuare, cum vrem să abordăm această oportunitate care apare pentru una dintre persoanele implicate în această relație. Dacă această oportunitate vine pentru partenerul sau partenera voastră, sfatul cărților de tarot este să îi oferiți suport, pentru că la urma urmei aici se creează mai multă stabilitate și mai multă armonie pentru ambele persoane. Chiar dacă doar o persoană este cea care primește această ofertă acum, per total rezultatele o să se resimtă pentru ambii parteneri. Un mesaj foarte frumos aici pe partea de dragoste. Hai să trecem mai departe. Pe partea de sănătate avem 2 de monede. Încă o dată apare acest 2 de monede, această ezitare sau
jonglare cu două posibilități, cu două oportunități. Hai să vedem cum se aplică pentru voi pe partea de sănătate acest 2 de monede, între ce opțiuni ezitați, ce alegeri nu știți să faceți, nu sunteți siguri că ar trebui să luați în această perioadă. Pe partea de sănătate avem 10-le de cupe, 4 de cupe și marele preot. Văd aici pentru o parte dintre voi că aveți o problemă de sănătate mai mică sau mai mare, depinde de situația particulară a fiecăruia, și ezitați între sfatul pe care îl primiți de la un membru din familie și sfatul pe care îl primiți de la o instituție sau de la un specialist, de la un medic, de la un terapeut, de la o autoritate în domeniu. Și ezitarea voastră este pentru că tratamentul nu este unul simplu, nu este neapărat cel mai plăcut tratament, nu e cea mai plăcută pastilă pe care trebuie să o înghițiți. Și tocmai de aici vine și această ezitare. Și aici recomandarea ar fi să ascultați sfatul medicului, pentru că aceste 10 cupe, acest sfat care vine de la niște prieteni sau de la cineva din familia voastră, chiar dacă este un sfat dat doar cu intenții pozitive, doar cu dorința de a vă face bine și de a vă ajuta, el este ca acest 4 de cupe. Nu este fix ceea ce trebuie pentru voi la acest moment dat. S-ar putea să acopere o parte dintre nevoile corpului vostru, o parte dintre nevoile voastre de vindecare, dar nu o să acopere tot ce trebuie tratat, tot ce trebuie adresat prin tratamentul sau terapia care să vă ajute să scăpați de problema de sănătate pe care o aveți. În schimb, aici autoritatea în domeniu, medicul, terapeutul, instituția, autoritatea care vă dă aici un tratament, este cea care vă va ajuta să vă vindecați complet de această problemă de sănătate. Acum, dacă vreți să-mi ascultați sfatul sau nu, asta, bineînțeles, rămâne la latitudinea fiecăruia. Dar ce vreau să rețineți este că și aici sfatul pe care îl primiți de la prieteni, de la rude, de la amici, vine cu cele mai bune intenții, dar din păcate nu acoperă toate nevoile corpului vostru. Dacă vreți într-adevăr o vindecare, o soluție radicală și completă, va trebui aici să apelați la un medic, la un specialist sau la un terapeut. Nu vă dați singur tratamente după ureche, pentru că s-ar putea să vă faceți mai mult rău pe termen lung. Mai departe, pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici 9-le de bâte, carte care ne arată că voi lucrați foarte intens pentru a vă crea o plasă de siguranță, pentru a pune niște bani deoparte, pentru a avea niște rezerve financiare pe care să vă puteți baza în viitor. Hai să clarificăm puțin acest 9 de bâte. Cum puteți să beneficiați la maxim de această energie pe partea de afaceri, bani, carieră, în zona financiară, în această zi de 1 iunie. Avem aici împăratul, 3-ul de bâte și pajul de săbii. Aici văd că a venit momentul să începeți să vă gândiți la planul vostru de pensie. Chiar dacă sunteți foarte tineri, chiar dacă sunteți la început de drum, la început de carieră, trebuie deja de pe acum să începeți să planificați cum vreți să puneți bani deoparte, cum vreți să vă asigurați că atunci când o să ajungeți la o vârstă foarte înaintată, o să aveți rezervele financiare necesare ca să aveți o viață îmbelșugată, echilibrată și că toate nevoile voastre o să fie acoperite. Aici cu împăratul și 3-ul de bâte e momentul să vă faceți niște planuri pe termen lung, astfel încât toate nevoile voastre financiare să fie acoperite. Și cu această combinație de cărți puteți să vă gândiți la investiții în depozite pe termen lung, în depozite garantate de stat sau în acțiuni pe care acum le cumpărați cu ideea de a le păstra pe termen lung, cu ideea de investiții pe termen lung. Pentru cei care sunteți deja la o vârstă mai înaintată,
e posibil ca în următoarea perioadă să primiți aici cu pajul de săbii un mesaj fulgerător, un mesaj la care nu v-ați așteptat. E posibil ca în următoarea perioadă să aflați fie că postul vostru se restructurează, fie că o să fiți obligați să ieșiți la pensie anticipat. Prin urmare, asigurați-vă că aici aveți planul pe termen lung făcut și că nu o să fiți luați prin surprindere de aceste schimbări, de aceste modificări care o să se întâmple pe situația voastră de carieră. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la această cărți oracol pentru ziua de marți, 1 iunie, ziua copilului. Încă o dată la mulți ani tuturor copiilor, mari și mici, de orice vârstă, atâta timp cât în inima voastră vă simțiți copii, cât din punct de vedere mental sunteți încă tineri, entuziasmați, visători și optimiști, eu vă doresc la mulți ani. Hai să vedem mesajul pentru această zi. Sunt sănătos și plin de energie. Simt vitalitatea în mersul meu. Îmi văd ochii strălucind. Sinele meu radios este chiar aici. Îl afirm acum. O mantră foarte frumoasă care poate să vă ajute să vă reconectați cu copilul din voi, cu energia vitală care curge prin venele voastre pentru a avea mai multă forță de viață și pentru a vă simți mai tineri, mai sănătoși. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!